Bună! Eu sunt Camelia, bine ați revenit la gătește-ușor.ro. Astăzi voi găti falafel sau, mai pe românește spus, chifteluțe fără carne din Năut. Pentru această rețetă voi folosi o legătură de ceapă verde, 300 de grame de năut pe care l-am lăsat peste noapte la hidratat. Așa arată năutul uscat, este foarte dur, deci trebuie neapărat să-l hidratați sau să-l fierbeți. După cum puteți observa, aș dublează volumul, deci nu trebuie să folosiți foarte mult. O legătură de pătrunjel verde, 50 de grame de făină, 6 căței de usturoi, un pic de sare, un pic de chimion, un pic de piper alb și un pic de coriandru uscat. Am scurs năutul de apă și acum voi toca mărunt ceapa și pătrunjelul. Voi amesteca năutul cu verdețurile și apoi voi pasa folosind un blender. Pasta pentru falafel este gata, acum voi fisa usturoiul și voi adăuga restul condimentelor și voi amesteca totul foarte bine. La final voi adăuga făina, voi amesteca totul foarte bine și voi lăsa compoziția la frigider timp de o oră. Compoziția a stat la frigider timp de o oră și acum voi forma chifteluțele de năut. Am încis ulei în această tigaie și voi prăji chifteluțele de năut până sunt gata pe ambele părți. Falafelul este gata, sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalul meu de YouTube gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! Pa, pa!